Salutare și bine ați venit din nou pe canalul meu. Astăzi am să vă povestesc despre un alt parfum al casei Acqua di Parma, parfum care face parte din linia Blue Mediterraneo, linie care conține foarte multe flancăre, fiecare cu specific pentru o anumită zonă din bazinul mediteranean. Așa cum am și amintit într-un alt video, această linie încearcă să recreeze sau să familiarizeze potențialul cumpărător cu nuanțele olfactive foarte des întâlnite în bazinul mediteranean. Cel de față, Ginepro di Sardegna sau Enupăr de Sardinia în traducere românească, este un parfum catalogat ca și parfum unisex, dar eu îl văd foarte potrivit în a fi purtat de către un bărbat și din punctul de vedere al grupei olfactive în care se încadrează este aromatic lemnos. Vreau să vă spun de la bun început că acest parfum este un parfum minunat, este un parfum solar, sclipitor, revigorant, proaspăt, condimentat, are toate calificativele sau toate calitățile unui parfum foarte potrivit pentru sezonul cald, foarte potrivit în a fi purtat de către un bărbat, un parfum excelent pentru orice activitate de tip neinformală, un parfum, zic eu, foarte reușit și unul dintre cele mai bune parfumuri masculine ca și temperament din linia Blue Mediterraneo. V-am spus că el este catalogat ca și parfum unisex, însă sunt înclinat mai degrabă să-l consider un parfum mai degrabă de gen masculin decât de gen, să spune, un neutru. Categoric, oricine îl poate purta, că este femeie sau că este bărbat, gusturile nu se judecă, dar așa cum îl percep eu, face parte din tendința aromelor folosite în parfumeria masculină. Revenind înapoi la Enupăr de Sardinia, foarte multe note lemnoase în acest parfum, multe condimente, ceea ce este oarecum atipic pentru un parfum de vară, pentru că de obicei parfumurile de vară sunt parfumuri de tip citrat, fructat, cu note lemnoase în fundal și nici de cum în prim plan. Acest parfum însă deviază de la linia, să spun eu, tradițională pentru parfumurile de vară proaspete și se duce într-o direcție, să spun eu, mult mai apropiată de zona Africii de Nord, unde condimentele sunt folosite într-o pondere mult mai mare în alimentație sau chiar și în cosmetice. Haideți să vă spun un pic notele care compun acest parfum. Notele care se găsesc în etajul superior sau în deschiderea parfumului sunt fructe de enupăr sau enupăr, avem bergamotă, piper negru, enibahar și nucșoară. Inima parfumului este constituită din chiparos și salvie, iar baza parfumului din cedru de Virginia ca și esență lemnoasă. Ceea ce simt eu foarte predominant sau relevant ca și note care acaparează tot acest parfum sunt notele de condimente, dar condimente dulci, mai degrabă ține de enibahar în combinație cu enupărul și cu notele lemnoase, deci aceste trei note sau senzații sunt, să spun eu, predominante pentru acest parfum. Dar felul cum sunt alcătuite îi dă o notă de enupăr condimentat, dacă pot să-i spun așa. Cedru este acolo, dar, să spun eu, nu este chiar așa de relevant precum este enupăr în combinație cu enibaharul. Deci, din acest punct de vedere, acest parfum este un parfum, dacă îl considerăm, proaspăt, lemnos și condimentat în același timp, dar foarte bun pentru vremea caldă. Cred că s-ar potrivi foarte bine și pentru perioadele de tranziție ale anotimpului, în special de la finalul primăverii către vară și de la finalul verii către toamnă, când temperaturile sunt mai moderate și cred că parfumul se va manifesta diferit de perioadele când este foarte cald afară. Deci îl văd mai degrabă un parfum de perioade de tranziție, de la anotimpul, așa cum v-am amintit anterior, sau când temperaturile pe timpul verii nu sunt caniculare. Deci undeva la un 25 de grade acest parfum se manifestă foarte frumos. Din punctul de vedere al
longevității, el vine formulat ca și apă de toaletă, astfel că din punctul de vedere al longevității, pe pielea mea acest parfum se menține undeva la 5 ore cu aproximație, cu o proiecție de aproape o oră jumate. Nu este mult, nu este nici puțin, este foarte, zic eu, potrivit și mediu pentru un parfum dedicat sezonului cald, mai ales că parfumurile dedicate verii nu au o performanță foarte mare. Sunt de tip aplici și în 2-3 ore parfumul dispare ca urmare a căldurii, ca urmare a temperaturii pielii și a altor factori. Dar pentru acest parfum 5 ore cu o proiecție de o oră jumate, eu consider că este mai mult decât decent. Din punctul de vedere al vestimentației pe care o văd eu purtat la acest parfum, cred că de la un casual în sus orice se poate purta. Deci încercați să vizualizați cam tot ceea ce înseamnă casual și acel casual se va potrivi cu acest parfum. Este un parfum de tip versatil, astfel că îl văd foarte bine purtat cam în orice situație, chit că vorbim de parfum de mers la serviciu sau parfum de momente mai relaxante, de activități domestice sau de ieșit în oraș, de activități casual, ieșit la iarbă verde, picnic. Deci acest parfum acoperă o foarte largă plajă de activități și de situații. Este un parfum foarte rafinat, îl consider un parfum pentru persoanele de peste 25 de ani, pentru că totuși transmite o senzație de maturitate acest parfum, ca urmare a notelor lemnoase și a enupărului, care mi-amintește un pic de un parfum de la Lalique. Deci foarte bun pentru persoanele de peste 25 de ani, un parfum frumos, nu are asperități, deci acest parfum îl pot considera foarte bine șlefuit și calibrat. Nu ar putea să deranjeze, cel puțin din punctul meu de vedere, pe nimeni, pentru că nu are note stridente, nu are note care sunt, să spun eu, ating vârful de manifestare în alte comparativ cu celelalte note. Totul este foarte bine aranjat, gradat și echilibrat în acest parfum. Dacă punem la socoteală și performanță și proiecție, faptul că este foarte versatil, acest parfum îl consider un parfum de nota 9 din punctul meu de vedere. Cred că se încadrează cam în aceeași linie cu un alt parfum din această linie, este vorba de Chiparos de Toscana, pe care l-am recenzat recent, un alt parfum excelent pentru sezonul cald și pentru bărbați. Deci nici acesta nu face rabat. Pot să spun că ar putea merge umăr la umăr dacă ar fi să fac un top al celor mai bune parfumuri masculine din linia Blue Mediterraneo. Deci e nu păr de Sardinia, un parfum de nota 9, foarte frumos, masculin, elegant, versatil, cu o performanță medie și cu cantități disponibile de la 30 de mililitri, dacă nu mă înșel, până la 150 de mililitri. Deci avem 30 sticla mică, 30 de mililitri, 75 este sticla aceasta, e sticla intermediară sau medie și mai avem jumbo size, cea de 150 de mililitri. Prețurile pentru parfumurile din această linie de obicei se mențin în aceeași rază, deci pentru cantitatea minimă cred că se va plăti undeva la 200 de lei plus minus, pentru cantitatea medie prețurile ajung undeva la 300-350 de lei pentru 75 de mililitri, iar pentru cantitatea de 150 undeva la 500 de lei plus minus. Hai să zic, din punct de vedere economic, cea mai bună variantă e sticla mare de 150 de mililitri, dar 150 de mililitri cred că va ajunge ani de zile, având în vedere că puteți aveți mai multe parfumuri pe timpul verii pe care le rotiți și nu doar un singur parfum pe care îl folosiți intensiv zi de zi. Deci rămâne la latitudinea voastră să testați acest parfum. În cazul în care sunteți foarte plăcut surprinși de el și îl doriți, puteți avea diferite opțiuni de cantitate pe care o puteți achiziționa. Vă recomand să îl testați pentru că este un parfum foarte bun, un parfum pe care
cel puțin din punctul meu de vedere, l-aș recomanda sau l-aș face cadou oricărui bărbat, având în vedere că este foarte versatil și sunt slabe șanse să nu placă, este și un parfum care produce impresii plăcute celor din jur. Îl pot considera un, nu un crowd pleaser, dar cel puțin un parfum care va atrage atenția și va atrage atenția într-un sens foarte elevat, de genul miroase foarte rafinat, miroase foarte masculin și foarte elegant. Deci nu genul de parfum generic, ca să fiu cât mai specific cu acest crowd pleaser pentru Acqua di Parma. De obicei, cele din Acqua di Parma miros foarte rafinat și elegant, tipic persoane masculine italiene care se îmbracă elegant și încearcă să se poarte ca un gentleman. Cam atâta vis-a-vis de Jenuper de Sardinia. Nota mea, ca să închei, 9, un parfum excelent din punctul meu de vedere. Dacă ați testat acest parfum, aș fi curios să aflu și părerea voastră, că este negativă sau pozitivă, nu contează, dar cel puțin putem face un schimb de păreri. Închei aici cu acest video și până data viitoare vă doresc numai bine.